Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier ce a avut loc luni seară în capătul liniei 1. Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 22:40, când o tânără de 26 de ani, ce se afla la volanul unui autoturism Audi și care circula dinspre bulevardul George Enescu și care a vrut să facă un viraj, nu a acordat prioritate unui alt autoturism Dacia Logan care circula pe strada Primăverii. Autoturismul Dacia Logan circula în regim de taxi și era condus de un bărbat de 49 de ani din municipiul Botoșani. În urma impactului dintre cele două autoturisme, ambii conducători auto, cât și un pasager din taxi, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital. Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative. Primele cercetări efectuate la fața locului au stabilit că cel mai probabil evenimentul rutier s-a produs pe fondul nerespectării regulilor privind acordarea priorității altor vehicule. Vinovată de producerea acestui accident se pare conducătoarea auto în vârstă de 26 de ani, pe numele căreia de altfel a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tânăra de 26 de ani, care se pare se face vinovată de producerea accidentului, este din orașul Bucecea și are permis de conducere eliberat de autoritățile din Noua Zeelandă.